Campionatul național de handbal al juniorelor 1 și-a consumat jocurile etapei cu numărul 4, rundă în cadrul căreia lidera seriei a 5-a, Energetic Râmnicu Vâlcea, în echipament negru, a primit vizita celei de-a doua clasate, ACS Băile Herculane. Se anunța a fi derbiul etapei, ținând cont de faptul că cele două adversare își trecuseră în cont victorii pe linie, dar oaspetele aveau un joc mai puțin disputat, seria fiind alcătuită din 7 echipe. Jocul a fost echilibrat doar până în minutul 8, atunci când oltencele au egalat la 2 și au marcat ulterior consecutiv alte 6 goluri. Până la finalul primei părți, oaspetele nu s-au apropiat la mai puțin de 5 goluri, iar pauza le-a găsit pe vâlcence cu un avans liniștitor de 9 goluri, 18-9. În actul secund, antrenorul Ionel Gheorghe a rulat întreg lotul de jucătoare, iar repriza s-a derulat sub semnul unui echilibru aproape perfect, dar în cele din urmă oaspetele au înscris cu un gol mai mult. Așa se face că trupa de la Energetic s-a impus cu un avans de 8 goluri, 30-22. Piesă de bază în angrenajul echipei, Diana Alexandroiu a fost ținută om la om după numai 4 minute de la start, timp în care a reușit să-și treacă în cont un gol. Păi, mi-a părut rău că n-am putut să joc, dar mă bucur că am putut să le ajut pe celelalte cum am putut și că am putut să rulăm tot lotul și să aibă fiecare minutele ei de joc. Să vă consolidați locul întâi în clasament după derbiul de azi. Da, normal, ne așteptam să fie un meci foarte tare. Chiar ne-a fost puțin frică, să zic așa, când am văzut că au bătut și FEPS-ul. Ne bucurăm că am câștigat acest meci și că ne putem menține pe locul 1. Acum ne pregătim pentru meciurile următoare, care vor fi mai grele. A fost, nu pot să zic, un meci foarte greu, dar nici ușor. Eu zic că a fost un meci foarte bun. În primul rând vrem să ajungem, noi le luăm ca meciul de pregătire, vrem să ajungem cât mai sus. Vrem să luăm o medalie, normal. A fost un meci frumos, mă bucur pentru echipa mea că am reușit să ne concentrăm și am reușit să facem ceea ce ne-am propus înaintea meciului. Ne-au ieșit anumite faze pe care le lucram foarte des la antrenamente. Mă bucur foarte mult că am reușit să gestionăm jocul și astfel la final a fost în favoarea noastră. Au parafat această victorie, în urma căreia Energetic își consolidează locul întâi în clasamentul grupei, Cristina Vegheanu, Vanessa Predescu, Patricia Tâmplaru, Andreea Dina, Bianca Pârcălăbescu, Ingrid Andronache, Diana Maria Alexandroiu, Patricia Mlecov, Maria Tucan, Elena Dumitrașcu, precum și portarii Paula Emily, Alina Florescu și Mara Zaharia. În etapa următoare, programată la 6 noiembrie, junioarele de la Energetic vor juca în deplasare cu echipa similară din Jimbolia. Yeah.